În 2024, compania privată SpaceX urmărește să trimită primii oameni într-o călătorie de șase luni către Marte. Această călătorie va fi începutul obiectivului lui Elon Musk de a face ca oamenii să fie o specie multiplanetară. Pentru a realiza acest lucru, SpaceX va fi nevoită să stabilească prima bază marțiană, care de-a lungul timpului să se transforme într-un oraș marțian. Folosind naveta spațială reutilizabilă Starship, ca pe un autobuz, mii de oameni vor călători către Marte pentru a pune bazele primei civilizații umane din afara Pământului. Însă, cum vor stabili primii astronauți o bază pe Marte și ce legi vor urma? În acest videoclip o să vorbim despre tot ce este necesar pentru a construi un oraș pe Marte care să ne poată autosusține. O să discutăm de asemenea despre ce legi vor fi nevoiți să respecte oamenii de pe Marte pentru a dezvolta primele așezări în orașele înfloritoare. Atunci când primii astronauți ajung pe Marte, vor avea nevoie de un loc unde să locuiască. Din moment ce suprafața marțiană este expusă la mai multe radiații cosmice decât Pământul, primele habitate de acolo vor fi cel mai probabil construite în subteran o așezare mai sofisticată ar putea fi construită și la suprafață, însă o să trebuiască să fie acoperită cu un scut gros care să conțină apă care să absoarbă majoritatea radiațiilor. Totuși, transportarea pe Marte a unei cantități enorme de apă și materiale necesare construirii acestui habitat nou va fi extrem de costisitoare. Dacă prima așezare marțiană se va dezvolta în mai multe orașe mari, coloniștii vor fi nevoiți să folosească materiale de construcție care se găsesc pe Marte. Din fericire, planeta roșie are o mulțime de resurse utilizabile. Suprafața planetei conține metale precum fierul, magneziul și aluminiul, iar energia poate fi obținută de la soare. Oxigenul este și el prezent în atmosfera planetei, iar gheața îngropată sub suprafață poate furniza toată apa necesară supraviețuirii acolo. Însă, odată ce coloniștii vor începe să mineze toate aceste resurse și materiale, cine le va deține? În 1967, Statele Unite, Regatul Unit și Uniunea Sovietică au semnat Tratatul Spațiului Cosmic. În tratat este susținut faptul că nicio națiune nu poate solicita dreptul de proprietate asupra spațiului sau a corpurilor cerești. Prin urmare, ar fi o responsabilitate exclusivă a coloniștilor marțieni să stabilească și să aplice propriile legi. Însă, dacă istoria ne învață ceva, acel lucru este că crearea unei noi colonii este orice numai ușoară, nu? În mai 1607, 104 oameni au pus piciorul în Jamestown, prima așezare permanentă din America a Angliei. Până în ianuarie, doar 38 din cei 104 mai erau în viață. Mulți oameni au murit din cauza a diferite boli și a foametei, în timp ce alții s-au stins datorită apei infestate și a războaielor purtate cu triburile băștinașilor. Astfel, dacă construirea unei așezări pe pământ a fost destul de dură, presupunem că stabilirea uneia pe o altă planetă va fi și mai dificilă. Ca să evităm conflictele pentru resurse, coloniștii ar putea să cadă de acord pentru stabilirea unei economii înainte de a ajunge pe Marte. Această economie s-ar putea baza pe comercializarea resurselor locale, fie pe crearea unei monede noi independentă de tot ceea ce avem aici pe pământ. Pentru ca această economie să fie corectă și echilibrată, va trebui pentru început să fie impusă de un grup sau de o singură persoană care se află la conducerea întregii civilizații. Coloniștii ar putea învăța din greșelile făcute de oameni pe pământ atunci când au creat un sistem eficient de a conduce un oraș sau o țară. Haideți să vedem ce are și Elon Musk de spus despre crearea legilor care vor alcătui Constituția marțiană. Cred că cel mai probabil forma de guvernare pe Marte va fi o democrație directă și nu reprezentativă. Deci, oamenii vor vota direct asupra problemelor sociale pe care le vor avea. Astfel, potențialul corupției este diminuat substanțial într-o democrație directă versus democrația reprezentativă. Va fi probabil mai ușor să elimini o lege decât să creezi una. Recomandarea mea va fi ceva de genul, să spunem că 60% din oameni trebuie să voteze o lege ca aceasta să fie implementată, însă un vot mai mare de 40% poate elimina legea respectivă și fiecare lege ar trebui să vină cu o prevedere integrată. Acest lucru va ajuta la menținerea legilor relevante care să ajute la progresul făcut de noua civilizație. După 5 sau 10 ani de la inaugurarea bazei, oamenii de pe Marte pot vota dacă doresc ca o lege să fie implementată sau scoasă din vigoare. O altă problemă este potențialul de a începe un război. Primii coloniști se vor confrunta aproape imediat cu un deficit extrem al resurselor dacă sistemul implementat pentru obținerea apei și cultivarea hranei nu funcționează. Chiar dacă ar avea resurse suficiente, lupta mentală de a fi atât de departe de casă și aderarea la stilul de viață de pe Marte ar putea împinge oamenii până la limită. Odată ce mai mulți oameni vor ajunge pe Marte, aceștia ar putea stabili diferite regiuni, țări sau continente, iar fără autoritatea poliției în aceste locuri, nivelurile diferite ale progresului dintre civilizații ar putea duce la un haos total. Acestea sunt doar câteva dintre considerentele și problemele care trebuiesc abordate dacă se decide stabilirea unei colonii permanente. Deși Marte poate să nu pară genul de loc unde ai vrea să-ți crești copiii, doar imaginați-vă prima generație de copii crescuți pe Marte. Pentru ei Marte va fi acasă. Furtunile de nisip marțiene și alimentele crescute în casă vor reprezenta tot ceea ce știu. Pentru ei Pământul va fi doar o lume extraterestră mică care plutește pe cerul lor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!